Primăria orașului Siret a fost închisă după ce aproape toți angajații acestei instituții au fost infectați cu noul coronavirus. Primarul din Siret a anunțat că activitatea primăriei se va desfășura doar online și vor fi rezolvate urgențele, cum ar fi eliberarea de buletine sau documentele în cazul deceselor. Colegul nostru, Paul Ciurar, care este corespondent la Suceava, are mai multe informații. Paul, înțelegem că aproape toți angajații din primăria Siret sunt confirmați cu noul coronavirus? Bun găsit, într-adevăr, o bună parte din angajații primăriei Siret sunt confirmați. Vorbim de 25 de angajați ai primăriei care sunt pozitivi în acest moment. Din acest motiv s-a luat decizia închiderii primăriei cu totul. De altfel, primăria nu avea un program de relații cu publicul stabil încă din luna martie, de când a început această pandemie. Însă, odată cu numărul mare de infectări, cu răspândirea comunitară, iar noul focar de la primărie a făcut ca procentul să crească undeva la 6,54 la mie gradul de infectare în orașul Siret, s-a luat decizia ca niciun localnic să nu mai intre în contact cu angajații primăriei, motiv pentru care doar serviciul de stare civilă mai lucrează și acesta online, eliberând în regim de urgență buletine, certificate de naștere sau de deces. Paul, înțeleg totuși că mai lucrează câțiva angajați, mai sunt câțiva în primărie, doar cei care au fost testați negativ. Știi exact despre ce număr de persoane ar fi vorba? Nu știm exact câte persoane mai sunt în primărie în clipa de față care lucrează, însă știm doar că aceștia nu au niciun contact cu publicul. Practic, cei care lucrează la primărie lucrează doar în interior, nemai fiind relații cu publicul deschise în clipa de față.